rulat de sus și de castraveți, foarte rapid și ușor de pregătit. Pentru aceasta vom avea nevoie de un castravete mediu, o filadelfie, o cremă de brânză, un avocado și somon afumat. Am luat cam 100 de grame. Vom avea nevoie de un cuțit ca să facem niște fâșii de la castravete și un șervețel pentru ca să ia toată umiditatea din el. Iată, mi-a ieșit așa. Am pus pe șervețel. Acum vom avea nevoie de o peliculă ca să punem fâșiile de castravete. Vom unge cu cremă de brânză un strat. După care vom pune avocado. Și somonul. Vom rula. După care le vom tăia. Și aceasta este rețeta. Vă doresc poftă bune! Și nu uitați că am un canal de YouTube, mă ajută enorm de mult să-mi dați o urmărire. Vă mulțumesc din suflet. Să aveți poftă!